Bună ziua! Bună ziua! Îl luăm? Da! Bună dimineața, bună ziua sau bună seara. Depinde când te uiți la acest video. Eu sunt Omul cu Natura și astăzi v-am adus într-un loc plin de zăpadă, adică în natură. Ce vreau să vă prezint astăzi este cum împodobim noi bradul. Cum am luat bradul, cum l-am adus acasă, cum l-am pregătit. Ceea ce trebuie să știți e că brazii care sunt vânduți pentru a fi pom de Crăciun nu sunt brazi tăiați din păduri. Sunt brazi tăiați din pepiniere speciale. Ce este o pepinieră specială? Păi este acea pepinieră în care brazii aceștia sunt tăiați special pentru a fi brazi de Crăciun. Deci nu vă faceți griji, pădurile nu sunt tăiate pentru acest braz. Înainte să trecem direct pe subiect, haideți să vă arăt ce frumoasă este natura atunci când e proaspăt nins. Azi noaptea a nins aici în zona de unde filmez acum și să vă arătăm puțin din peisajul care ne înconjoară. Bucurați-vă de imagini, bucurați-vă de natură și bucurați-vă de iarnă. Vizionare plăcută! De asemenea, pe parcursul acestui video vă voi da detalii, câteva detalii despre bradul de Crăciun. Iar dacă vrei să vezi informații mai complete despre bradul și istoria bradului de Crăciun, îți las un link aici sus sau eu știu jos în descrierea acestui video și vezi exact de când a apărut primul brad de Crăciun și cum a evoluat până în ziua de astăzi. Așadar, vizionare plăcută! Dacă anii trecuți v-am tot spus de bradul de Crăciun, azi schimbăm puțin subiectul. Totuși, ce trebuie să știm prima dată de acest pom de Crăciun este că trebuie să-l cumpărăm de la distribuitori autorizați. Așa am făcut și noi, imediat vă arăt cum am ales noi bradul și apoi trecem la subiectul principal al videoului. Bună ziua! Am venit să cumpărăm un brad. Am venit să cumpărăm un brad. Ce facem cu el? Păi da, doar nu-l lăsăm aici, nu? Da. Haideți, spune să vedem cum cumpărăm bradul, ce brad alegem și cum îl punem în mașină. Îl luăm? Cu mici peripeții am reușit să punem bradul în mașină și chiar cu riscul unor mici accidente pentru telefon. Încă sunt telefon. Gata, am luat bradul, iar acum mergem acasă să îl împodobim. Vedem ce iese. Fie că îți place să cânți sau nu-ți place să cânți, sau îți place doar să asculți, de Crăciun sigur vei auzi colinde. Dacă îți place să cânți și te pricepi, vei și cânta colinde. Așadar, în acest video vom vorbi despre istoria colindului. De când a apărut colindul, istoria lui, de ce se cântă colinde și ce se cântă în colinde și de câte tipuri sunt colindele. Așadar, priviți în continuare, dar pe parcursul videoului veți auzi și colindele prietenii noastre a canalului Omul cu Natura, Mihaela Iordache Farcaș. Și îi mulțumim pentru că ne-a dat voie să-i folosim colindele ei minunate pe fundalul acestui video. Iar tu care privești acest video, dacă vrei să vezi și videoclipurile acestor colinde ale Mihaelei, intră pe canalul ei de YouTube, Mihaela Iordache Farcaș, și ascultă-le și vizualizează-le cu plăcere. Vizionare plăcută!
Am adus bradul în casă și acum ne apucăm să-l împodobim. Ca și regulă de împodobire, cum v-am zis și anul trecut, întâi punem, ce punem întâi? Bradul. Bradul. Apoi punem instalația. Apoi punem, ce mai punem? Globurile. Clopoței. Clopoței. Globurile. Ghirlandele. Luminițele. Luminițele punem la început. Și cel mai important lucru este să punem ieslea. Deci cel mai important lucru este să punem ieslea. Și unde punem ieslea? Jos. Sub brad. Și o luminăm, nu? Da. În primul rând, arăt imediat în câteva imagini ce ieslea am pregătit noi. Bine, o parte ne-am cumpărat-o de la un magazin, iar o parte din ea am mai completat-o, am mai improvizat-o, vedeți imediat ce a ieșit. Iar acum, ce ar trebui să facem cu bradul ăsta? Să-l împodobim! Da, motivul principal al Crăciunului e scena ieslei, adică nașterea pruncului Iisus. Iar noi am făcut și anul acesta o mică iesle pe care o vom așeza la sfârșit sub brăduț. Gata, am reușit de l-am îndreptat. Acum punem luminile, care pot fi colorate. Asta sau roșii, sau verzi, sau albastre. Sau alte culori. Sau alte culori. Punem instalația și apoi începem să punem decorațiune. Globuri, steluțe. Ghirlande, înger, tot. Acum fie că ai zăpadă sau nu ai zăpadă, sau poate ai zăpadă mai puțin, sigur de Crăciun vei asculta colinde sau vei cânta colinde. Trebuie să știm că un colind e de mai multe feluri. În principal este colind de stea sau cântec de stea, ce are ca semnificație religioasă și anume nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, nașterea pruncului Iisus, și colindul de urare, urări de bine, urări de fertilitate, urări de belșug și de bogăție, care la fel se cântă tot în perioada Crăciunului. Haideți să vedem povestea mai în detaliu în minutele următoare și să vă bucurați de Crăciun și de colinde. Vizionare plăcută în continuare! Dar ce este colindul și când a apărut? Colindele sunt cântece tradiționale românești și reprezintă o datină, un obicei din perioada precreștină. Deci scopul lor este cumva dublu. Unul este de felicitare, de urare de bine și al doilea este chiar și cel principal, de vestire sau de preamărire a nașterii pruncului Iisus. Deci colindele sunt melodii ce au ca inspirație scene biblice, iar mulți zic că ele sunt glasul Sfintei Evangheliei transmis către casele și inimile noastre. Ascultând cu atenție versurile, ne vom da seama de legătura cu scenele creștine. Astfel, cei trei magi de la răsărit spre stea au călătorit și au mers până au stătut unde era pruncul născut, aceștia aducând daruri, aur, smirnă și tămâie. Ăsta e doar un exemplu, dar versuri asemănătoare sunt foarte multe. Dar de când au apărut colindele? Primele colinde au apărut după 5 secole de la nașterea lui Iisus, la Roma, sub forma unor cântări în timpul festivalelor sau a unor procesiuni, cântări prin care se făceau urări de fertilitate, de belșug și de bine. Obiceiul era legat de anul nou, agrar, venirea primăverii sau de sfârșitul său, trecerea toamnei, culegerea recoltei. Un alt scop era de alungarea spiritelor lui ianuarie. Cu
Cuvântul colind provine din latinescul calende, o derivare latină ce însemna a vesti, denumire avută de sărbătorile păgâne în jurul anului nou, atunci când se făceau urările pentru noul an, calende ianuarie. În acea perioadă se împărțeau daruri celor ce colindau, obicei ce se păstrează și azi. Tot atunci, înainte de creștinism, se sărbătorea nașterea soarelui, o sărbătoare păgână și se vestea timp de 6 zile de grupuri de bărbați ce mergeau din casă în casă și colindau așezați în formă de cer. Ei primeau ca dar un colac făcut din apă și grâu, ca semn al soarelui. Deci modelul colindului actual este după colindul păgân. Cei drept, biserica nu a făcut un compromis în acest sens și a dat colindei un sens creștin cu imagini biblice, ce conțin nașterea Domnului, bucuria omului sau transfigurarea naturii. Tradiția la român spune că aceste colinde se cântă pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, ca o prevestire a nașterii Domnului. În unele zone la noi, colindătorii pornesc de dimineață, în alte zone pornesc după apusul soarelui, iar colindătorii pot fi copii mici până la adolescenți sau chiar adulți. În Ardeal, colindatul începe în ziua Crăciunului și se desfășoară în toate cele 3 zile de Crăciun. Acum, la radio, la TV, auzim colinde de la începutul lunii decembrie și chiar dacă nu e prea conform cu tradiția, sunt sigur că tuturor ne plac, acum fie că sunt românești sau fie că sunt străini. Foarte important de menționat este că toți colindătorii primesc daruri sau colindețe, colaci, mere, nuci, turtă dulce și bani, ca o răsplată pentru vestea ce o aduc în colindă. Desigur, în ziua de azi și mai ales în ajun, se umblă pentru bani, că na, asta e răsplata ce contează, iar din păcate, pentru unii e o afacere în ajun de Crăciun, o afacere de sezon. De câte feluri sunt colindele? Credeți că sunt colinde doar de Crăciun? No, sunt de mai multe feluri în funcție de sărbători. Sunt colinde de Crăciun, de Anul Nou, de Rusalii, de Bobotează, de Paști, colinde familiale, colinde ciobănești, colinde de fată, colinde de june, colinde de vânătoare, iar cele mai multe dintre ele sunt cu autori anonimi. Acum te provoc să-mi spui în comentarii, la tine, în zonă, ce colinde se cântă și când se cântă. Deci colindul înseamnă a vesti, iar cei ce colindă sunt vestitori. Se spune că cei care împiedică colindătorii fac un act de răutate împotriva divinității sau împotriva tradiției. Ce mai conțin colindele pe lângă vestea sau urarea ce o transmit? Păi conțin uneori un limbaj vechi, cu expresii ce uneori nu au o explicație clară, cum ar fi lerul sau leruiler. Cei drept, unii istorici afirmă că leruiler ar însemna denumirea evrească a cuvântului Aliluia. Să fiți voioși, să trăiți în sănătoși.
Iar acum momentul final și probabil cel mai important este să punem simbolul Crăciunului în fața bradului de Crăciun. Și anume? Este. Șatom din cer, cântăm la om bun, flori de albi din măr, nerului să aveți belșugle. Șatom din cer, și paci în gând, flori de albi din măr, la mulți ani să fiți voioși, să trăiți în sănătoși, și la nu mai veni, dacă niți pofti, și la nu mai veni, dacă niți primi. Și momentul final, punem în vârful bradului un înger. Imediat. Ați omenit, mulțumim că ne-ați primit și ne-ați omenit. La mulți ani să fiți voioși, să trăiți sănătoși și la nu mai veni, dacă niți pofti. 3, 2, 1, acum. Ce e important e că toate colindele se transmit de la o generație la alta și fie că se fac urări de bine, fie că se aduce vestea nașterii pruncului Iisus sau fie că se cântă în altă sărbătoare, ele sunt binevenite în sufletele noastre sau în casele noastre. Acum, dacă sunt și răsplătiți colindătorii, bucuria e și mai mare. Noi am terminat de împodobit bradul și cum puteam să vă răsplătim decât cu un colind, cei drept modern, cântat de prietenii canalului Omul cu Natura, Crăciunei Veseli. Acesta a fost video de astăzi. Sperăm că v-a plăcut cum am împodobit noi bradul și cum am împodobit iesla de Crăciun. Sperăm că v-am inspirat și pe voi să împodobiți bradul și iesla de Crăciun. Și vă așteptăm la videoul următor. Vă așteptăm cu un like, cu o distribuire și cu o abonare, în caz de nu sunteți abonați la canalul nostru. Așadar, echipa Omul cu Natura vă urează Crăciun fericit!